Despre asta, cu Ronin Terente, în fiecare marți și joi, doar pe Vocea Basarabiei. Despre asta, un podcast cu oameni pe care merită să-i cunoști. E timpul să vorbim despre asta. Salutare, prieteni, e timpul să vorbim despre asta și pentru că suntem și la radio și la TV, da, la radio pe 102.3 FM și la TV. Uneori se întâmplă că începeți să mă vedeți la TV, dar încă nu mă auziți, pentru că mai sunt piese la radio și de fiecare dată parcă îmi rupe din mine când trebuie să întrerup o piesă sau când trebuie să o tai la jumătate, de-aia obișnuiesc să le las până la capăt, mai ales că și eu fac muzică și mi-ar plăcea piesele mele să fie lăsate până la capăt. Bun, vă fac cunoștință cu oameni pe care eu îi cred interesanți și sper să vă pară și voi interesanți și în seara asta de marți o să vorbim cu actorul și regizorul, tânărul pot să zic, actor și regizor, că e la început de cale, Roman Malai. Ia să vedem, e sunetul bine? Ia spune-ne un bună seara ceva. Un bună seara, bună seara, Ronin. Mersi, deodată îți mulțumesc pentru invitație. Da, tu ești deprins cu microfoanele sau încă nu? Cât uși de puțin sunt deprins, da, am o mică experiență. O mică. Da. Salutare, Roman, și azi vreau să vorbim despre niște spectacole care îmi sunt încă proaspete în memorie și pe care le-am văzut în regia ta. Uh-huh. Știu că în afară de asta, de fapt, tu ai terminat actoria, nu? Ai terminat actoria cu ceva, nu? Da, actoria am terminat, licența am terminat-o în 2015, la cursul doamnei Berov. Așa. Eram grupa rusă. După care am urmat 2 ani de master la tot Doamna Cozară. Tot, da. La AMTAP. Tot la AMTAP. În 2017 am terminat masterul și după care am plecat în Cluj, la Cluj. Și acolo ai făcut mai departe, adică în domeniu, ai vrut să te bagi în vreun teatru sau... Am avut experiența asta, chiar am și jucat un rol de, mă rog, să-i spun așa, de planul 3 în Teatrul Național. O onoare pentru mine era să joc alături de actori mari acolo, dar nu știu, n-am avut niciodată în plan să rămân acolo pe totdeauna, adică tot timpul mă trăgea acasă, oriunde n-aș fi, am o boală asta moldovenească. Acasă, că vezi că acasă. Știi, este treaba asta, că mie, eu tot uneori când vorbesc despre plecare sau zic, băi, stai, dar mai sunt lucruri de făcut și acasă. Și dacă mă duc eu, te duci tu, se duce ăla, se duc toți, cine naiba o să rămână să facă lucrurile care pot fi făcute și acasă, știi? Exact. Și mai e un lucru care mă oprea, mă gândeam, băi, stai un pic, dar eu mă duc acolo și acolo o să fiu încă unul din... Știi? Mm-hmm. Acasă eu sunt ceea ce sunt. Adică mă știu cum mă știu, dar acolo mă duc și sunt încă un Ronin. Bine, nu chiar încă un Ronin, dar să zic, încă un Ronin Terente, încă un artist. A mai venit încă unul, știi? Deci, așa că atâta timp cât mai sunt, mai e nevoie și sper eu să fie nevoie de artiști aici acasă, eu zic că e sens să rămânem și pe aici, știi, să mai facem lucruri. Totdeauna este sens. Acum, țin minte, deci, din spectacolele pe care le-am văzut, primul spectacol pe care l-am văzut în regia ta, de fapt, te-am văzut jucând, în primul rând, te-am văzut jucând la Satiricus. Ești acolo full-time, adică ești actor la Satiricus? Da, sunt angajat, da, în stat. Te-am văzut în Casa. Da, te-am văzut în Casa și chiar mi s-a părut un spectacol așa foarte, foarte pe muchie, cumva, foarte încordat, foarte pe muchie. Eu nu sunt adeptul așa tip de... Adică pe mine personal mă obosesc așa tip de drame, probabil pentru că și eu în viață cumva m-am ciocnit cu așa tip de drame, știi? De împărțitul a nu știu ce, știi? A gospodăriilor, știi? Și cumva pentru mine sunt foarte așa încărcate. Dar apreciez, să zic așa, apreciez efortul și mai ales stilistica, felul în care a fost făcut spectacolul. Mi-a plăcut foarte mult felul în care îi montat spectacolul, știi? Deci da, cumva da. Așa interesant. E neobișnuit pentru noi, da. Deci, tu te-ai decis să faci și regie sau cumva te-ai dus mai mult pe filiera asta de regie și bănuiesc că pe viitor, așa nu știu cum, sunt predispus să cred că pe viitor vrei să te duci mai mult în regie decât în actorie, nu știu de ce mi se pare așa. Da, cred că da. Ai dreptate. Ai ales regia, de ce? Pentru că e mai fain să fii cumva ăla care dirigează decât să fii dirijat? Cred că unul din motive ar fi faptul că eu adesea mi-este greu să mă exprim verbal și ăsta e un mijloc de exprimare pentru mine, deci asta e ceea ce îmi trebuie. Adică eu mă simt foarte bine, eu pot să vorbesc prin actori. Adică eu singur fiind actor, să zicem, un instrument al regizorului, al dramaturgului, eu
simt că pot să mă exprim în așa fel cel mai bine. Deci prin teatru eu comunic cu spectatorul, am ce spune, atunci când am ce spune, vorbesc. Dar îți alegi bine piesele în care joci, nu neapărat le mai alegi, pentru că mai ales dacă ești în staff, îți propun rolul și acolo n-ai mult de ales. Da, dar exact. Când e vorba de dincoace, da, de regie, deci probabil trebuie să citești ceva piese până găsești una care îți place. Și cum se întâmplă că cu tare text ajunge să-ți placă? Adică, mă rog, ce trebuie să conțină textul ăla ca să zici, uite, bă, pe ăsta, deci din sutele sau nu știu, din zecile de piese citite, uite, pe ăsta l-aș face. Cred că în primul rând trebuie să simți, lecturând o piesă, trebuie să ai tu o durere a ta personală, trebuie să o regăsești acolo în ea și doar dacă ai această durere, adică tu poți să o împărtești și cu spectatorul, poți să montezi. Am mai multe, sigur, am mai multe piese în cap care aș fi vrut să le fac, dar nu e tot timpul după dorința mea, adică e mult, contează spațiul în care îl montezi. Așa. Știi foarte bine oamenii cu care faci acest lucru. De asta, până când multe dintre piese care îmi stau în cap își mai așteaptă rândul. Acum am văzut două piese și pe ambele le-am văzut în același spațiu. Că apropo, spuneai de spațiu, e vorba de Centrul Național de Educație prin Artă. Exact. Așa se cheamă, exact, da? Da. Deci acolo unde era, apropo, regretatul diriginte al meu, Vlad Ciobanu, da. Și chiar într-o vreme mă tot invita pe acolo, îi dădeam târcoale, zic, poate facem ceva, poate facem ceva, vorbise și cu Eduard, colegul meu, Cernat, poate facem ceva și până la urmă, uite, n-am mai reușit. Dar mă bucur foarte mult că lucrurile se întâmplă în continuare acolo. Deci colaborarea asta cum a venit? Adică acolo e Felix, nu? Sunteți, voi n-ați fost colegi sau el e mai mare un pic? E un pic mai mare decât mine. Apropo de regretatul domn Ciobanu, el cu doamna Berov, deci doamna Berov era conducătorul cursului, el a fost al doilea pedagog și chiar anul 3 și 4 ultimii ani a preluat el conducerea noastră, adică sunt și, la fel ca și tine, discipolul lui. Și tot timpul îmi spunea că Roma, tu la mine nu o să joci, la centru nu o să joci, nu o să joci, nu o să joci. Și uite că am ajuns și să montez. Da, cu Felix suntem în relații bune. Spațiul acela mi oferă libertatea de a mă exprima. Ceea ce nu mi oferă toate spațiile, adică... Înțeleg. Știi că, da, ideea e că, știi, acum am observat că e o tendință, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu actori din afară, e o tendință oamenii să-și adune mici trupe, să facă un performance, să-l joace în spații pe care le închiriază, fie vorba de cutare spații industriale, fie vorba de teatre, fie vorba de măcar puburi, adică cumva, știi, cel puțin în București vorbisem cu cineva care închiria puburi pentru treaba asta. Deci jucau în diverse spații, da? Avea trupa, aveau spectacolul, jucau ăsta, împărțeau banii, la revedere, bună seara, ne-am despărțit și tot așa, și adunau, știi? Și am așa, adică bănuiesc că tendința asta mai devreme sau mai târziu ar putea să ajungă și aici la noi. Adică tendința asta în care să-ți aduni, să-ți faci o piesă, de exemplu, dau o lucrare, să-i inviți pe actori sau pe cine vrei tu în lucrarea ta, ai făcut spectacolul, l-ați jucat, la revedere. Dar sunt de acord cu tine că anumite spectacole trebuie să conțină și un anumit spațiu. De exemplu, ăsta pe care l-am văzut, ultimul, Oxigen, de Vârpaev, știi? Da, da. Nu mi-l imaginez într-un spațiu în care n-ai putea să întinzi pelicula aia. Adică, știi, dacă nu ai pelicula, am impresia că nu ai o bună parte din... o bună parte din, na, din miza în scenă și o bună parte, de fapt, din ce se întâmplă acolo. Exact, de concept chiar, da. Da. Primul spectacol pe care l-am văzut era Urâtul. Acum îmi pare rău pentru mine că nu țin minte numele dramaturgului. Maienburg. E un neamț. E un neamț, da. Da. E un dramaturg top. Da, și ai ales, mai devreme spuneai că trebuie cumva să simți și tu o durere vis-a-vis atunci când alegi o piesă. Și atunci, de exemplu, când ai ales piesa asta, apropo, o piesă în care joacă Vlad Slusarenko, exact. Deci comediantul, pot să-i spun, Vlad Slusarenko, pentru mine a fost o descoperire și chiar nu știu, vreau să te întreb, că
de ce Vlad, știi? Nu erau actori care puteau să facă treaba asta. Bine, nu că Vlad nu s-ar fi descurcat. Vlad a făcut-o foarte bine. Da. Dar în sens că nu mă așteptam. Adică mă așteptam la orice altceva și când am văzut Vlad Susarenko, zic, bă, stai, mierg, taci și ia-mi banii. Vlad Susarenko avea un vis. Acesta era visul lui, să evolueze pe scenă ca actor, nu ca stand-upper. Mm-hmm. Și uite, visul ăsta cumva l-am realizat împreună cu el. Eu aveam încredere în el și e genul de spectacol, e o satiră din asta nebună, contemporană, despre ipocrizie, o temă veșnică în lumea noastră în care trăim. Și Vlad Susarenko e omul care s-a potrivit 100%, adică eu nu știu pe altcineva acum. Bine, acum știi cum e, când vezi un spectacol sau când vezi un film cu un anume actor și la un moment dat te-ai deprins să-l vezi așa, de exemplu Indiana Jones, da? De exemplu, okay. Nu-mi imaginez altcineva decât Harrison Ford, nu pot nici să-mi imaginez că l-ar fi jucat altcineva, știi? Și uneori se întâmplă când mă uit la emisiuni despre filme și zic, uite, cu tare, actorii au încercat pentru rolul dat, da? Și respectiv a fost ales unul sau altul. Actori tot fain, știi, care mai mult se bat pentru un rol. Și pe care stau și mi-am zis, stai, dar cum ar fi fost filmul ăsta dacă juca, de exemplu, ăla, da? Cum ar fi fost filmul ăsta? Și stau și mă gândesc și zic, băi, stai, nu. Deci dacă până la urmă s-a decis pe rolul ăsta, înseamnă că s-au gândit foarte bine. Deși sunt uneori momente în care sunt niște găselnițe care cumva schimbă tot conceptul. De exemplu, în cazul Jason Bourne cu Matt Damon. Nimeni nu s-a așteptat de la Matt Damon și până la urmă a făcut un film de acțiune super top după mine, Jason Bourne. Dar bun, nu-i despre filme astea. Da, da, eu dacă intru pe subiectul ăsta, știi cumva mă duce valul. Dar să ne întoarcem la ale noastre, să ne întoarcem la teatru. Ultima piesă pe care am văzut-o și de fapt e proaspătă încă în mintea mea e Oxigen, Oxigen sau O2 de Ivan Vârpaev. Știu că a fost acum de ceva vreme în Chișinău. A avut ocazia să te vezi cu el sau să mergi la lecția aia pe care a susținut-o? Da, exact. Din fericire chiar l-am și prins după discuția lui de la Teatrul Cehov și l-am anunțat că vreau să fac o formație de rock alternativ, să zic așa, Delta pe obraz. El a fost foarte bucuros pentru asta și practic mi-a dat deodată acordul. A zis ok, i-am zis că nu avem mijloace suficiente, adică nu lucrăm la stat. Și mi-a zis bine, n-am nevoie de bani, fă-ți treaba, asta e tot. Eu i-am scris acum ceva ani în urmă, cred că vreau, nu mai știu acum, ceva ani în urmă, i-am scris un mail, apropo, tu voiam să fac o piesă și am fost uimit de faptul că mi-a răspuns chiar el, nu vreun agent sau nu cineva, deci cumva am intrat direct cu el în discuție, am și discutat la un moment dat, l-am și contactat și mi-a părut un tip foarte, foarte simplu, adică super simplu, știi? Și asta mi-a plăcut foarte mult. Și de fapt, chestia asta se simte și în textele pe care le face. Ei bine, textul ăsta, Oxigen, e așa un pic violent și chiar aș spune grotesc pe alocuri. E un text, așa să zic, urât. Nu, poate chiar mai urât, poate chiar urât. Mai urât decât urâtul, știi? Da, da, da. Și v-am să te întreb, adică iarăși revenind la ideea pe care ai zis-o că trebuie să simți o durere. Ai mai citit probabil, bănuiesc, și alte piese de Vârpaev până să ajungi la asta. Ori asta a fost prima la care te-ai oprit? Mi se trage, Oxigenul mi se trage încă de la Cluj. Am făcut un exercițiu acolo, tot am făcut, să zic așa, l-am fragmentat, l-am făcut mai scurt, vreo 40 de minute dura. De atunci am avut acest mic fetiș, să-i spun aneu, să-l montez deja, adică la modul profesionist, să pot vinde și bilete. Da, cred că, da, de acolo mi se trage și Oxigenul, pentru fiecare om în parte, Oxigenul reprezintă ceva, adică e, să spunem, e visul nostru, e scopul nostru în viață, la ce tindem noi, în ce lume trăim azi. Spectacolul, după mine, de ce durere am simțit eu citind piesa? E durerea întrebărilor care nu au răspuns. Deci autorul îți pune aceste întrebări, tu ca regizor deja continui acest lucru, nu citești nicio morală absolută, acolo se ridică teme foarte înalte, ai auzit? Știi, e vorba și de religie și de politică, foarte, foarte multe subiecte abordate. Dar nimic nu se critică, adică eu sunt, așa am fost învățat,
Și eu cred că e și corect să, în orice produs pe care îl faci, să nu citești nici de cum morală. Spectatorul singur își ia o poziție. Da, da. Bine că, știi, asta e interesant pentru că spui, pune niște subiecte într-adevăr, dar la un moment dat piesa începe cu un umor. Știi, cumva, din start te bagă într-o... Dar acum ai spus și chiar, deci ai zis treaba asta și chiar mă gândesc, da, într-adevăr, e o piesă retorică în care cumva tu asculți toată povestea și pe care te duci acasă și te gândești, bă, stai un pic, da, într-adevăr, poate da, poate nu, dar stai un pic, da, e rău ce a făcut? Nu există. Adică știi în sens că da. Dar nici nu poți să zici că e bine. Da, nici nu poți să zici că e bine. Că să pești nevasta în bucăți. Știi? E un lucru. Pe de altă parte, omul voia oxigen. Da. E o chestie. E o chestie aici. Acum bine, dacă sunt acum trebuie să invităm un psiholog, știi, ca să putem discuta în mare. Da. Uite că personajul ăsta pe care îl interpretează Gheorghe Gușan, da? Asta e întrebarea care îl macină pe el. De ce unii oameni își permit acest lux, chiar să zicem, mergem în extrema asta, de a omorî un om și lor le trece foarte simplu. Adică e ok, se spală pe mâini și de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat până și în prezent. Adică oamenii mari conduc lumea, ei omoară, fac ce vor. Na, de ce omul ăsta mic, Sasha, dintr-un oraș de provincie, în cazul nostru din Călăraș, un om ulean, de ce el nu poate să o omoare dacă toți în jurul lui omoară? Adică cu ce el se deosebește de alți oameni? Bine, da. Cine ia dreptul ăsta, știi? E discutabil aici, chiar nu știu, încă mă tem să-l unic subiectul ăsta, pentru că e un subiect foarte amplu. Dacă ne mai rămâne timp, poate mai discutăm un pic despre, dar... Voiam să... Un lucru am remarcat și spuneam și un pic mai devreme. Adaptarea piesei la niște realități cotidiene, să zic așa, autentice, moldovenești. Adică eu când ați început să dați nume de localuri de la noi, nume de orașe de la noi, deci cumva situații care se petrec în Moldova, la un moment dat am avut o impresie în care, bă, stai un pic, ăștia au luat piesa aia de Vârpaev, dar de fapt ce-a rămas acolo din Vârpaia, știi? Pentru că la un moment dat mi se părea că e un fel de free flow din ăsta, știi? În care e deja super moldovenesc, știi? Și la un moment dat observasem și un pasaj în care ei, actorii, vin în prim plan, ies de la microfoane și ca și cum ar ieși din personaje și au o discuție între ei, așa, foarte cumva prietenească. Și la un moment dat eram cumva prins în treaba asta. Bă, stai un pic, undeva cineva mă minte și nu înțeleg unde și nu înțeleg cine. Știi? Atunci când bănuiesc, când alegi o piesă, de regulă cred că așa se întâmplă. O citești tu de mai multe ori până îi găsești toate chibițurile, după aia te mai uiți ce au mai făcut alții și după care probabil te întâlnești cu actorii și discuți ce ai înțeles tu sau ce au înțeles ei din cu tare piesă. E important să ajungeți la un numitor comun, ori totuși tu ai linia ta și de fapt asta e important. Nu sunt și n-am fost. Poate că e și un mic minus al meu. Niciodată n-am fost un regizor dictator. Tot timpul sunt pentru colaborare. Adică, sigur, eu impun poziția mea, ramele mele, dar actorul are libertatea lui de a gândi. Și actorul îmi propune, adică mă întreabă, eu îi răspund. Este de acord? Dacă nu este de acord, iarăși discutăm până nu ajungem la un numitor comun. Eu nu impun, să zic... Bine, conceptul îl impun, sigur, fără de asta nu poți, dar libertatea în scenă o are el, suntem 50-50, eu aș spune. Dar conceptul, când spui conceptul, adică te referi la felul în care vizual va arăta toată povestea. Deci miza în scenele, toată povestea vizuală, asta nu se discută. Tu asta ai făcut-o așa, așa ai gândit-o, da? În cazul la piesa asta, pe care bănuiesc, prieteni, cred că o să se mai joace și atunci chiar vă recomand să căutați spectacolul concert Oxigen, cred că așa și o să se cheme. O doi, dar cred că o să-l mai jucați, nu? Da, sigur, da. Sigur, lunar. E foarte interesantă colaborarea cu o trupă rock, mai spus și un pic mai devreme, și a fost Delta pe obraz. Mi se pare că ai tot bandul acolo, nu? Da, exact, toți sunt prezenți. Deci, practic, e tot bandul și o domnișoară. Și o domnișoară, da. Muzica care a fost acolo, spuneai că e muzica băieților. Deci, da, sigur, am compus-o noi împreună, în studiouri, închiream studiouri pentru a compune. O piesă cam ne lua o oră.
Eu așa văd un performance poetic de altfel, adică cu un band live și cu, știi, și cumva pe mine spectacolul în sine m-a dus mai mult, chiar discutam cu cineva și zic, băi, nu știu ce să zic despre spectacol ca spectacol, pentru mine a funcționat ca un performance de poezie, pentru că mi se pare că textul are foarte multă poezie acolo și felul în care e livrată poezia asta devine credibilă, adică devine foarte cumva credibilă, știi, la un moment dat într-adevăr intri în povestea asta și într-adevăr devine cumva așa foarte, te ia cumva foarte brusc, pentru că e crudă povestea în sine și textul în sine, și de fapt poezia în sine e destul de crudă, pentru că e cumva o realitate, na, o realitate imediată, știi, și realitatea din jurul nostru, că așa cum, uite, suntem în mijloc de iarnă, nu știu ce glod e afară, știi? Cumva, dar da, uite, anume, asta și este conceptul, ce ai zis tu acum, adică cum faci lucrul ăsta, da? Ceea ce îți dă dramaturgul și cum, prin ce mijloace de expresie tu ajungi la spectator. Atunci când, adică pe viitor, de exemplu, dacă o să vrei să mai montezi, te gândești la piese din astea de câteva personaje și foarte așa, un fel de, să zic, monodrame și chestii care cumva nu implică multă treabă, ori îți vin în cap și piese din alea cu 15 personaje, cu intrări de sus, intrări de jos. Desigur, îmi vin în cap și piese din astea mai nebune, mai mari, să spunem așa, dar nu mă avânt acum. Nu mă avânt până când îmi este comod să lucrez cu 5-6 actori, așa, până în 10 oameni, fiindcă, nu știu, posibil, poate mă limitez eu singur, nu știu, dar îmi place cumva, mă trage mai mult spre un teatru de cameră, un teatru mai redus chiar și în spectator. Deci 100-150 de oameni, adică... Desigur am în cap piese și mai mari pentru 300-500 de oameni, care necesită și mai mulți actori și mai multe investiții, dar la moment neavând aceste mijloace. Da, crezi că, de exemplu, dacă ai lucrat cu actorii, acum poate o întrebare banală, dar hai că-mi plac. Dacă ai lucrat, de exemplu, cu actori din ăștia un pic mai, să zic, trecuți de a doua tinerețe, crezi că ar asculta un tânăr? Da, am avut această experiență montând spectacolul de licență la Deva, la Hunedoara, în România. Am lucrat cu Mihai Feier, un actor de 64 de ani, da, și mă asculta chiar foarte bine. Eu, nu știu, e unul din spectacole care, din păcate, din cauza pandemiei, s-a jucat doar de 3 ori. Apoi actorii au plecat din proiect și na, nu s-a mai jucat, îmi pare rău de el. E un spectacol de Mario Vargas Llosa, Ochi frumoși, tablouri urâte. E un spectacol care era pe scenă mare pentru 600 de oameni, doar în 3 actori făcut. Așa. Da, tot foarte simplu. Eu tot timpul sunt, nu știu, sunt obișnuit să gândesc mai simplu. Nu-mi place când spectatorul se gândește prea mult la ceea ce vroia să spună regizorul. Și da, am avut experiența asta de a monta cu un om care e de 2 ori mai mare decât mine. Pentru că știi de ce te întreb? Pentru că eu am avut experiențe diferite, diverse. Nu zic bune, rele, dar diverse, știi? Și am reușit să observ că atunci când un tânăr vine să îi spună ceva unui mai în vârstă, da, în meserie, știi? Da. Există așa un fel de din start un soi de stai puștanul, n-ai cum tu, n-ai de unde tu știi, frate, cum jucam noi Hamletul acum 300 de ani, știi? Și zic, băi, stai un pic, dar am jucat și eu, știi? Adică, de exemplu, stai să-l discutăm. Și la un moment dat ajunsem la o chestie foarte, adică, de exemplu, eu am ajuns în experiență la așa o treabă în care dacă poți să-ți argumentezi poziția foarte bine și să devină credibil, atunci da. Dar de foarte multe ori se întâmplă că noi nu ne putem unul altuia argumenta pozițiile, știi? Da, și ajungem la un soi de... N-am înțeles, nici eu n-am înțeles până la urmă, nici el n-am înțeles până la urmă. Noi ambii n-am înțeles până la urmă, de fapt. Știi? Și cumva suntem așa pe un fel de, pe un fel de muche. De-aia cumva și te întrebam. E bine... Las că asta treaba, asta e o treabă care se rezolvă. Cred că depinde de om totuși. Adică omul, dacă îl interesezi actorul, fie cât de bătrân el n-ar fi, el oricum o să meargă cu tine, dacă are încredere în tine. Și chiar dacă nu a înțeles niște lucruri, știi, mi s-a întâmplat să nu avem o înțelegere total comună cu actorii. Se întâmplă și lucruri din asta, dar produsul
iese foarte bun. Și nu înțelegi cum dracu se întâmplă. Dar nu ți-i minte treaba asta că dacă era șnurul bun, spectacolul ieșea prost și invers, dacă era șnurul prost, spectacolul ieșea bun. Deci mie când prima oară mi-au zis treaba asta, n-am crezut. Și frate, așa s-a întâmplat de fiecare dată. Adică dacă era un șnur bun, mă duceam acasă deja cumva trist pe ideea că băi, o să jucăm un spectacol pro. Adică nu știu cum să... Deci știa. Poate era și vorba în setup-ul pe care când mă setam... Nu cred că numai treaba asta, că n-a jucat 10 oameni și nu puteau să seteze toți la fel. Dar și cum aveam impresia că pierzi ceva din, știi? Și eu am impresia că cu fiecare spectacol pe care îl joci, atunci când ești în scenă, ceva rămâne acolo, ceva... Un grăunte din tine rămâne acolo și pe măsură că mai multe spectacole sau probabil cât mai mult cumva ajungi, la un moment dat să te ocești de treaba asta și începi să faci din deprindere. Ori asta pe mine mă speria cel mai mult, știi? Adică în momentul în care ajungi să faci lucrurile, pur și simplu te duci ca la un job și faci ca un job, știi? Uh-huh. Deci nu mai ai cumva luciul ăla, nu mai ai strălucirea. De-aia cumva eu rămân de părere că cele mai bune spectacole pe care eu personal le-am văzut, le-am văzut la Academie, mai ales spectacolele de licență de la Academie, pentru că sunt încă tineri, plini de vervă, plini de nervi și o fac din inerție, o fac din plăcere și din, știu, tu ești la dânsă și ard, știi? Exact, urmă ești. Deja sunt așa un pic mai stinși. Ok, cât de des de fapt citești, cât de des citești pe piese? Stai zi la zi cu chestia asta? Nu pot. Mie mi se păreau foarte plictisitoare. Eu când am intrat la Academie primul an, mă obligam să citesc piese pentru că mi se păreau foarte, foarte plictisitoare. Dacă nu mai dădea un Shakespeare sau un Chekhov, stăteam și zic, nu se mai termină piesa asta, știi? Dar pe urmă am început să înțeleg și știi cine mi-a băgat dragostea asta? Anatolie Eisenstein, dacă ai avut ocazia să te intersectezi vreodată cu dumnealui, eu discutam odată cu el o piesă de Chekhov și el mi-a zis niște lucruri, după care mie mi s-a schimbat cumva, deci mi s-a schimbat, el mi-a zis niște lucruri care nu sunt în text, dar de fapt care sunt în text, știi? Pentru că noi citeam, pe noi ne-au deprins să citim la suprafață, să citim, să spunem textul și să ne luăm de o grijă. Da. Când de fapt un dramaturg bun spune nu în text, spune în afara textului lucrurile și bănuiesc că exact asta se întâmplă și la Vrăpaev și exact asta s-a întâmplat și la Urâtul, când lucrurile nu se spun în text, de fapt nu ți se spun în față, dar se subînțeleg. Ori aici vine lucrul regizorului, în acest subînțeles, în căutarea sensurilor de subtul frazelor, știi? Deceurilor. Deci că nu se întâmplă foarte des, sau des se întâmplă să citești, să cauți? Depinde. Acum, să zic de autori pe care le-ai numit tu, Shakespeare sau Chekhov, eu personal, iarăși, asta e până când pentru mine e o frică să mă apropii de ei. Cred că trebuie să mai coc un pic ca să ajung. Nu zic că Maimburg e mai ușor sau Vârpaev e mai ușor, poate chiar din unele puncte de vedere cum sunt mai grei, fiindcă e o cu totul altă stilistică, poate chiar și gen undeva. Dar eu tot, nu știu, eu tot timpul optez pentru un hibrid, un teatru hibrid. Cred că teatrul contemporan trebuie, e vital acum să fie, nu știu, simbiotizat cumva, să fie nu realism, să fie realism fantastic, spre exemplu. Ori ce am făcut acum cu Oxigenul, am încercat să lumea sonoră, adică muzica vie, să o combin cu textul lui Vârpaev, care însăși Vârpaev spune că rolul principal în piesa mea este textul. Adică spre asta merg eu acum, spre o simbioză din asta teatrală, cât mai multă lume să adun, chiar acum cu Oxigenul am adunat și Teatrul Totem, independent, e teatru rus la bază, adică băieții joacă în rusă și directorul lor, domnul Muntean, să-i spun așa, mi-a propus să fac o secție în română. Eu deodată am acceptat, fiindcă minusul meu cel mai mare e faptul că eu nu pot vinde produsul. Eu am o capacitate să-l produc, să-l fac,
le place, nu le place oamenilor, dar am ce spune cu orice spectacol pe care îl fac, dar cum să-l vând eu nu știu, nu sunt manager. Daniel are o echipă întreagă care, da, ei lucrează și cu afișa, ei lucrează cu multe chestii. Nice. Dar apropo, spuneai că și le place și nu le place. Întâlnești reacții în care cumva intre așa în dezbateri că nu le-a plăcut ceva sau se apropie să-ți spună Roman, da, știi, sau colegi de la teatru care poate au mai fost sau au văzut, știi, Roman, da, uite... Bine, mai rar, desigur, omul căruia nu i-a plăcut, e greu să-ți spună în față lucrul ăsta, știu și eu ca spectator că sunt spectacole care nu-mi intră deloc, da, și da. Eu pur și simplu evit contactul cu regizorul. Același lucru se întâmpla și la Urâtul, spre exemplu, nu vreau să dau nume la oameni, dar sunt oameni care tu pur și simplu vezi după reacția lui, el evită contactul cu tine, el pleacă, deci nu i-a plăcut. Sigur că oxigenul n-o să le intre, cred că generațiilor mai mari, nu știu, generațiile anilor 60-70, vulgar. Cred că da, sunt niște forme, adică e anticanonic, el iese un pic din canoanele teatrale la care noi suntem obișnuiți, da, adică din teatre naționale, chestii... Bine, noi aici acasă suntem obișnuiți, pentru că în lume deja se fac, sigur, s-a dus mult mai departe toată povestea asta. Și de altfel, sigur, dacă e să ne întoarcem un pic la curentele astea și genuri și stilistici teatrale, eu cred că totul deja s-a făcut, încă Brecht, încă, deci știi cumva, noi acum numai repetăm anumite, să zic așa, reevaluăm și repetăm anumite canoane care deja s-au cizelat. Sau de exemplu, mie îmi plăcea la o nebunie într-o vreme Grotowski, chiar mă uitam foarte mult la tot felul de video, tot felul de chestii. Eu când eram la Academie, așa, nu știu de ce, m-am lipsit de Mihail Chekhov, Grotowski, zona aia, Merhov, cu biomecanică, chestiile astea, știi? Da. Și la un moment dat îi citeam despre ei și ei făceau lucruri la care eu mă gândeam în 2008-2009, mi se păreau mie super idei, dar oamenii ăștia le-au făcut 100 de ani înaintea mea, adică și le-au făcut fain, neavând posibilitățile pe care le aveam eu, dar le-au făcut deja, știi? Și atunci stau și mă gândesc, păi stai un pic, dar poate treaba nu e în faptul că cumva noi nu suntem, dar poate în faptul că teatrele îți oferă așa un fel de spectacol din ăsta foarte sintetic, de, ca o floare frumoasă din plastic, știi? Ori tu vrei să iei o floare vie și chiar să o rupi, de ce nu, dar să fie o floare vie, știi? Și de-aia cumva consider că teatre, adică spectacole de tipul ăsta și grupuri de tipul ăsta sunt super binevenite. Când era Spălătoria, de exemplu, într-o vreme, care aveau niște performance-uri foarte cumva specifice, bine genului, că îi făceau chestii de comunitate LGBT și chestii de genul ăsta, dar erau faine că te făceau prezent în treaba asta, știi? Te introduceau în poveste. E bine, exact. Că na, mie îmi place să vorbesc mult, dar nu-i despre mine azi. Te bate gândul să-ți faci o mică trupușoară, poate, nu știu, vreun grup al tău, știi? Pentru că așa să tu vânezi de acolo, nu știu, o să dureze mult asta, oare? Cât o să dureze? Nu am avut niciodată în plan să devin un director, să-mi formez un teatru al meu. Cred că eu până când optez pentru, uite, pentru simbioza asta de care îți spuneam, a cât mai multor oameni, chiar din teatre diferite, pentru mine asta e frumos. Pot să iau, să-i propun unui actor de Dionescu să joace cu un actor de la Satiricus în ceva independent, de ce nu? Adică oamenii care sunt deschiși pentru asta... Mai ales că avem actori și avem actori, eu cred că avem foarte mulți actori buni care stau în umbră, pur și simplu prin praf, știi? Adică și uneori îi vezi după mulți ani, de exemplu, în spectacolul Tata de la Luceafru, da, asta montat de Sambre și am reușit să-l descoper pe domnul Victor, mi se pare că Victor, da. Pe care l-am mai văzut, după aia mi-am amintit că l-am mai văzut în alte spectacole la Luceafru, pe vremea încă când era domnul Focșa acolo, dar
nu mi-l aminteam. Adică pentru mine, știi, era ceva ce trece pur și simplu și acum am reușit să-l văd. Ce vreau să zic cu treaba asta, că e nevoie de, sigur că actorii trebuie să îndeplinească, trebuie să deprindă să îndeplinească și au nevoie de regizor, pentru că un regizor bun știe cum să scoată naftalina aia, știi, cum să scuture praful de pe tine, știi? Da, da, da. Acum ai zis un pic mai devreme de Totem. Deci Totemul, de exemplu, exact asta ce spuneam face. Adică Daniel și-a făcut o mică trupă din studenți de pe la Harmele, mi se pare că de acolo da, cântos. Da, mare majoritate. Și i-a făcut un mic chestie. N-a fost nici la un spectacol, vreau să merg acum la Faust, dar mi se pare super idee. Adică admirabilă chiar, știi? Admirabilă da, idee. Da, da, da. E o trupă care nu are spațiu. Adică ei n-au spațiu lor personal, îi chirează tot timpul și uite, le reușește cumva să facă acest lucru. De ce nu? Eu cred că e vital. Vital să fie un, să existe bine, un teatru. O să înceapă oamenii să vină, sau hai să zic așa, să o iau altfel, se interesează oamenii de teatru, de exemplu din astea pe care le-ai avut acum, la nivel de vânzări, cât de cât s-au ridicat la nivelul așteptărilor tale, ori n-ai avut niciun fel de așteptări? Aveam așteptări, fiindcă, dat fiind faptul că aveam trupa Delta pe obraz, plus spectatorul teatrului Totem, bine, care e mai mult vorbitor de limbă rusă, e ceva nou pentru ei și Daniel Muntean, vrând, adică fiind tot un vis de-a lui, să-i spunem, un scop de-a lui să facă și în română spectacole în teatrul Totem, cred că cu timpul o să se obișnuiască și spectatorii lui cu asta și poate asta e un plus, poate da, oamenii da. O să și învețe și română, știi? Adică e un interes comun de-al nostru, fie două limbi, rusa, română, nu contează, adică măcar la nivel de înțeles, dacă înțelegi, tu vii la spectacol, știi? Eu acum mulți ani, apropo, jucasem într-un spectacol la o Grigoriu, Octav Grigoriu, nu știu dacă îți spune ceva, e fiul lui Grigori Grigoriu, așa, un mare actor, da, 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 și el are un mic spațiu, nu știu dacă îl mai are acum, avea un mic teatru, un teatru de vreo, cred că 80 de locuri, un spațiu super mic, la Botanica, da? Și la un moment dat jucam la el și acolo era o actriță vorbitoare de rusă. Deci ea își ducea tot rolul ei în rusă și noi restul jucam în română și aveam scene cu ea în care ea vorbea rusă, respectiv era după un text de Dostoevski, era de fapt o novelă de Dostoevski pe care domnul Grigoriu a transformat-o într-o piesă și o făcea cu studenții lui de la USM, el avea un fel de cerc din ăsta și m-a invitat pe mine ca actor că trebuia să-mi locuiesc pe cineva, dar ce vreau să zic cu povestea asta e că s-a jucat în două bilingv, știi? Și la un moment dat nu mai conta, pentru că atunci când joci acolo, ești în interior, la un moment dat se pierde treaba de grai și există acțiunea, știi? Există chestia. Adică la un moment dat nimeni n-a avut nicio remarcă și nu s-a prins nimeni că de fapt tipa aia vorbea tot spectacolul numai în rusă și noi restul vorbeam toți în română și aveam scene în care ea vorbea cu mine în rusă, eu răspundeam în română, respectiv și vă înțelegeați foarte bine. Păi da, nu, adică funcționa la modul în care nimeni nu-și mai punea problema, știi? La un moment dat veneau și spectatori respectiv vorbitori de rusă și spectatori vorbitori de română, dar nu mai funcționa treaba asta. E chiar lăudabil ce se întâmplă. Ei bine, așa s-a întâmplat că uite, a trecut timpul, a trecut cele 45 minute destul de repede, ca o lecție. Wow. E ca o lecție. Hai să nu închei eu așa, aiurea, să te las pe tine ceva, poate pe final, poate ceva ce n-am reușit să zicem, să spui acum pe final celor care ne văd, dar și celor care ne aud. Da, pe final cred că eu aș mulțumi trupei Delta pe obraz, cu care am lucrat, teatrului Totem, cu care am colaborat, e o experiență foarte plăcută și sper ca în viitor să colaborăm în continuare și sigur lui Felix mulțumesc, Centrului Național de Educație prin Artă. E o scenă pe care o să mai calc nu, da, da, o să mai calc nu odată. Sper. Da. Nu știu. Adică uite care e paradoxul. Un actor fără un regizor poate supraviețui. Știi? Adică na, el poate singur să-și facă treaba. Un regizor fără actor nu face doi bani. Adică ce face un regizor? Nimic absolut. De asta îi mulțumesc tuturor care m-au ajutat. Au avut încredere în tine. Au avut încredere în mine și sigur debutul Victoriei Pădure. Victoria Pădure, da, fetița, de altfel, da. Da, da. Eu chiar, tu mi-ai zis că ea de fapt nici nu face actorie, ea e o elevă, nu? Face, are, ia lecții particulare de actorie, da, dar e elevă. E foarte...
foarte, foarte bine s-ar descurca. Și chiar la un moment dat, știi, credeam că e de pe la MTAP și încercam să caut dacă mi-amintesc de undeva fața, știi, zic, băi, stai, nu. Și zic, băi, stai, nu-i. 17 ani, de unde? Nu. Ok, mulțumesc foarte mult, Roman Malai a fost în seara asta de marți aici alături de mine și respectiv și alături de voi, aici pe frecvențele Vocea Basarabiei și dacă sunteți pe frecvențe radio, atunci 102.3 FM, iar dacă ne priviți la TV, cum ar veni Vocea Basarabiei, atunci deja nu știu pe ce număr e acolo la voi, pe butoane, dar Ronin Terente sunt, podcastul despre asta, îl încheiem aici și vă mulțumesc și vă doresc o seară bună în continuare, rămâneți cu Vocea Basarabiei, Roman, mulțumesc și pa, pa! La revedere! Pace.